ziua. În primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Nu ne-am mai întâlnit la acțiile medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești din la sfârșitul lunii iunie 2018. Așa cum ați primit în documentația aferentă, avem două subiecte, sper să fie interesante, respectiv linii de dezvoltare profesională și de cercetare în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești și cel de-al doilea subiect, dezvoltarea infrastructurii spitalului nostru, proiecte în curs de dezrulare și proiecte de viitor. N-am venit singur, ci am venit însoțit de doamna doctor Oana Sală, directorul medical al spitalului nostru, și de două colege, doctorița Roxana Novac, medic endocrinolog, și doamna doctor Axinte Oana, medic ginecolog, și nu în ultimul rând, doamna Alina Brânceanu, care este șefa departamentului de calitate din spitalul nostru. Începem cu primul subiect, participarea cu lucrări științifice a medicilor din cadrul spitalului nostru la conferințe naționale și internaționale. Și pentru început dau cuvântul doamnei doctor Oana Axinte, fiindcă efectiv îmi face o deosebită plăcere să vă prezint ca și medic primar obstetrică, ginecologie și mai multe competențe în această specialitate și să spun sincer, sunt invidios după ce a pățit ea acum puțin timp la Las Vegas. Te rog, Oana. Am stat, am avut un stagiu de 6 luni în Franța, la Clermont-Ferrand, unde este centrul de chirurgie laparoscopică minim și minim invazivă pentru Franța. Și în urma acestui fellowship am dezvoltat și am publicat în jurnalul de chirurgie ginecologică minim invazivă JMIG două lucrări, dintre care una dintre ele a fost selectată și a câștigat Best Video Article Published in JMIG, Robert B. Hunt Award, care a constat în sponsorizarea participării mele la a 47-a ediție a AGL. AGL înseamnă Congresul American de Chirurgie Laparoscopică, care s-a desfășurat cu participare internațională la Las Vegas, în Statele Unite. Acest premiu a fost foarte important și pentru revista JMIG, pentru că este primul la această categorie și au fost publicate pe parcursul unui an, între 2017 și 2018, au fost 178 de articole dintre care au fost acceptate doar 67, iar din acești 67, articolul meu a câștigat acest premiu. România a avut o singură participare cu video articol pentru Jamie și a fost articolul meu care a și câștigat. Congresul de chirurgie americană a fost unul deosebit, pentru că am văzut alte perspective și alte abordări legate de chirurgia ginecologică minim-invazivă. De altfel, în Europa se desfășoară ESCE, care este Congresul European, de aceeași talie. Și pentru mine a fost o experiență extraordinară din care am avut mult de învățat. Am văzut cum sunt învățați chirurgilor laparoscopiști care vor să facă fellowship-ul. Am văzut cum sunt antrenați în disecții pe cadavre. Am văzut care este nivelul de pregătire și pot să spun că sunt și eu oarecum invidioasă pe ce am putut să văd acolo. A fost foarte frumos. Da. Eu vreau să vă spun că
și chirurgii din Moinești, acum 2 ani, au avut o lucrare acceptată la Congresul American de chirurgie laparoscopică și este un brand pentru fiecare medic faptul că poate participa și să acceptă o lucrare la un asemenea congres. Cred că din cei peste 40.000 de medici, cât sper că mai sunt în România, sub 1% au această onoare și este satisfacția maximă profesională pe care o are, o poate avea un medic, indiferent de specialitatea în care lucrează. Faptul că și ginecologia laparoscopică din Moinești vine destul de puternic și creează o concurență în interiorul spitalului chirurgiei laparoscopice, mă bucură foarte mult ca și manager al spitalului. Lăsăm întrebările pentru sfârșitul primei părți a conferinței sau dacă aveți o întrebare, puneți acum, cum vreți dumneavoastră. La sfârșit. Atunci dau cuvântul colegei mele, doctorița Roxana Novac, medic endocrinolog, pentru a vă spune câteva de câteva cuvinte vis-a-vis de participarea ei la congrese și conferințe și mai ales la ultimul de la Minsk. Bună ziua! E o plăcere pentru mine să vin să vă prezint nu neapărat ceea ce am făcut eu, ci ceea ce face Spitalul Moinești, pentru că toată activitatea noastră științifică, fie ea științifică, se desfășoară datorită suportului acestui spital. Eu lucrez, sunt partea colectivului tânăr din Spitalul Moinești și lucrez de 5 ani în spital. În cei 5 ani de zile am avut ocazia de nenumărate ori să particip la conferințe din țară și din străinătate. Ultima conferință la care am participat a fost un curs post-universitar, al 21-lea curs post-universitar, organizat de Societatea Europeană de Endocrinologie. Ca o satisfacție personală a fost că de data aceasta am fost invitată să particip ca speaker pentru Societatea Europeană de Endocrinologie. În alte dăți solicitam eu participarea cu lucrare în cadrul cursurilor organizate de domnia lor, dar anul acesta am fost invitată să particip la Minsk, în Belarus, la începutul lunii noiembrie. Probabil datorită cazurilor pe o anumită tematică de endocrinologie, în speță pe hiperparatiroidismul primar, unde am publicat mai multe articole și am făcut mai multe prezentări pe această tematică și atunci am fost rugată să prezint un caz mai deosebit. Nu mi-a fost extrem de greu pentru că cazuistica din spital este una extrem de ofertantă și atunci mi-a fost ușor să găsesc un caz mai aparte, un caz care se pare i-a impresionat și pe cei din partea Societății Europene de Endocrinologie, pentru că s-a acordat un premiu pentru cea mai bună prezentare de caz pe care l-am primit onorată fiind de el. Ca premiu, ei mi-au oferit participarea fie la Congresul European de Endocrinologie, care va avea loc în mai, fie la următorul curs post-universitar, care va avea loc în Slovenia. Mulțumesc! Da. Vreau să trec sumar în revistă și alte participări, respectiv ale colectivului secției de anestezie și terapie intensivă, reprezentată prin doctorul Timcu Eugen, medic șef de secție, doctor în științe medicale, care a participat la cursul național de ghiduri și protocoale în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență, ținut la sfârșitul lunii septembrie la Chișinău. De asemenea, mai sunt două participări, respectiv a unei doctorițe din generația lor,
pe linie de neurologie, respectiv doctorița Achiro Bocea Silvia, la conferința națională de ștroc, sindromul deci sindromul Snedion, prezentare de caz. Și bineînțeles, din aceste participări nu putea să revizească colectivul de chirurgie, care a fost prezent la două congrese, unul la Sofia, la 25-a săptămână medicală balcanică, cu lucrarea apendicectomia laparoscopică la vârstiți, beneficii și riscuri, organizat de Uniunea Medicală Balcanică, cea mai veche organizație medicală din zonă, și la cel de-al 120-lea congres de chirurgie al Asociației Franceze. Acestea pe linie de specialități medicale, pe linie de management medical, am participat cu două lucrări la Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar la secțiunea Manager de Succes, Spitale de Succes, au fost trei spitale nominalizate, cu evoluția Spitalului Municipal de Urgență Moinești în ultimii 10 ani și recent, la sfârșitul noiembrie, la Conferința Națională de Management Medical Modern în Spitalele Publice, cu lucrarea managementul riscului în cadrul Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Acestea au fost ultimele prezentări ale colectivului de medici din spitalul nostru. Pentru începutul anului sunt deja acceptate lucrări la alte conferințe și congrese naționale și internaționale. Și tot la această secțiune aș vrea să discutăm un pic de activitatea Departamentului de Cercetare Medicală. Știți că este singurul departament al unui spital neclinic din România, atestat și de Academia de Științe Medicale și de Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, înființat acum 11 ani și care are în derulare mai multe proiecte naționale și internaționale. O să rog în tip pe Roxana să ne spună o parte din proiectele care se derulează mai ales pe linie endocrinologică și după aceea o să vă vorbesc și eu de alt proiect. Mi-e drag să vă vorbesc de acest studiu clinic care se desfășoară la momentul de față în Spitalul Moinești, tocmai pentru că el a fost inițiat la noi în spital. Este la momentul acesta un studiu unic în România care studiază rolul a doi biomarcări, sau ce obțin noi vrem biomarcări, în evoluția și tratamentul osteoporozii la femeile în postmenopauză. Studiul, cum vă spuneam, a fost inițiat la noi în spital. Racolarea pacientelor se face exclusiv în cadrul Spitalului Moinești. Avem ca partener biologic Institutul de Biologie, Laboratorul de Biologie al Institutului Matei Balș. Acolo sperăm ca la începutul anului să începem deja dozarea acestor marcări, pentru că în studiu noi ne-am propus introducerea a 100 de paciente, avem până la momentul de față 87 de paciente introduse în studiu. Multe dintre acestea au parcurs deja prima, a doua sau a treia vizită și atunci cred că vom putea deja la începutul anului, așa cum am discutat cu partenerii noștri de acolo, să facem deja primele determinări, urmând ca apoi să prezentăm date preliminare în revistele de specialitate și poate la conferințe. Noi am început înrolarea pacientelor în 2017, ne-am propus ca studiul să se termine până la finele 2019. Deja avem 87 de paciente, deci probabil că vom termina ceva mai repede. Acest studiu își propune analizarea efectului activității DPP-4 și a catepsinei K, v-am zis, doi marcări care nu se folosesc uzual, dar pe care i-am putea folosi pe viitor, asupra riscului de fractură la femeile diagnosticate cu osteoporoză, deoarece până la momentul de față nu s-a putut identifica nicio analiză de sânge care să predicteze fractura sau posibilitatea apariției unei fracturi la acest tip de paciente.
Noi avem o colaborare bună cu colegii noștri de la Institutul Matei Balș și sperăm să colaborăm și pe viitor cu ei pentru alte proiecte, dar o să vă vorbesc mai târziu despre ele. Da, un alt proiect care se găsește în derulare este acidul tranexamic în tratamentul emoragilor digestive. Este un studiu internațional randomizat, dublu ori, controlat placebo. El a început în anul 2013, are ca și scop includerea 12.000 de pacienți și se derulează până la sfârșitul lunii mai. În acest moment sunt în studiu cu 10.240 de pacienți din 15 țări și 162 de spitale. Din România, la acest studiu participă 8 spitale, toate din centre universitare, 5 sunt din București, Spitalul Universitar din Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Profesor Dr. Octavian Fodor din Cluj și, bineînțeles, Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Noi ne-am alăturat studiului în anul 2016 și până în prezent au fost din Cluj, respectând multe criterii destul de severe de a fi admiși în acest studiu, 40 de pacienți. Scopul acestui studiu este de a determina efectul administrării acidului tranexamic asupra mortalității, morbidității necesarului de transfuzii și intervenții chirurgicale, precum și statusul pacienților cu hemoragii digestive superioare. Vreau să vă mai spun doar câteva cuvinte despre proiecte viitoare care se vor desfășura în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, bineînțeles tot sub egida Departamentului de Cercetare. Am fost invitați să participăm ca partener clinic începând cu 2019 în alte două proiecte de cercetare cu finanțare prin granturi de cercetare medicală. Unul este Euronanomed, un studiu care își propune identificarea de biomarkeri și folosirea acestora pentru diagnosticul precoce a unor afecțiuni vizuale și nu numai. Acest studiu ar include atât parteneri clinici din țară, cât și parteneri clinici din afara țării și aici sunt vizate țările din sud-estul Europei. Și un al doilea studiu, PERSMED, un studiu care va avea două componente, unul pe calitatea vieții pacienților cu anumite afecțiuni cu caracter invalidant și o parte de cercetare clinică, care va urmări validarea de noi metode diagnostice și de tratament al acelorași afecțiuni. Dar cu date mai clare, probabil vom reveni în momentul în care o să începem aceste proiecte. Da, cam atâta am spus la primul subiect. Dacă vreți să interveniți cu întrebări. Pentru doamna Simpe, eram curios, a zis că a rămas impresionată de ce a fost în America. La ce mod? Cum sunt pregătiți? Cum sunt pregătiți tinerii medici? Ca dotări? Da. Care și diferențele față de ce ești? În primul rând, sunt cursurile de specialitate și trainingul chirurgical care se desfășoară pe cadavru. Sunt cursurile teoretice. Din tot ce am apucat să văd la congres, face foarte bine treaba asta, pregătirea tinerilor medici. Și se pune accent pe așa ceva. Și... Ca și dotări? Ca și dotări nu am apucat să le... Bun, n-am apucat să văd spitalele de acolo, pentru că am văzut, în schimb, spitale din Franța. Și consider că și în țara noastră se poate face treaba asta, că vrem și noi o țară ca afară și că este important să știm ce vrem și să dotăm spitalul la nivel american și european, pentru că se poate. Cei din America foloseau dispozitive, spre exemplu, pentru ablația endometrială,
care sunt destul de costisitoare, sunt de unică folosință, pe care noi nu o să ne le permitem aici. Că nu are sens. Prea curând. Prea curând. Dar sunt alte lucruri care se pot face în România și care se pot face inclusiv în spitalul nostru și pentru pacienții noștri. Și am venit de acolo cu ideea că trebuie să progresăm. Neapărat. Premiul meu a fost, de la indă la întrebarea dumneavoastră, premiul meu a fost prezentat în cadrul unui breakfast, unui mic dejun, împreună cu stafful de la GENIC, de la Revista de Chirurgie Ginecologică Minim Invazivă. Și am avut ocazia să cunosc pe președintele congresului, am avut ocazia să cunosc stafful de la Jurnalul de Chirurgie Ginecologică Minim Invazivă. Tot ce vreau să vă spun este că am venit acasă cu dorința ca în spitalul Moinești să existe condiții ca afară și trebuie să găsim modalități de a obține finanțări ca să putem face acest lucru. Pentru că și medicii noștri și pacienții noștri merită aceleași condiții. Bine, nu neapărat cele mai sofisticate device-uri de unică folosință, dar sunt multe alte lucruri care pot fi adaptate și pot fi aduse în spital. O constatare și o întrebare. Constatarea este asta, ce puțin de ce spuneți dumneavoastră, ce ați spus aici, de ce mai știu și eu. Faptul că nu este niciun impediment pentru un medic, mai ales tânăr, să vină să activeze într-un spital, dintr-un oraș, poate că nu are decât notorietatea lui Ștefan cel Mare. Sau unul mai mic. Deci nu este, cred că, un impediment în a-și exercita profesia, în a obține performanțe și a fi cunoscut. Asta e constatarea mea. Dacă este alta, v-aș vrea să spuneți. Și întrebarea pentru ambele doamne doctor. Cum sunt priviți? Cum ați constatat că sunt priviți medicii români? Iată, și cercetători. Un lucru remarcabil, totuși. Decât simpla profesiune de medic. Cum ați perceput dumneavoastră că sunteți priviți în străinătate? Cum este apreciată medicina românească în general? Eu vreau să vă răspund pentru că anul ăsta mi s-a întâmplat un lucru paradoxal în Belarus. Dacă an de an la toate congresele sau conferințele la care am fost, beneficiam de o taxă redusă, pentru că eram considerată ca venind dintr-o țară subdezvoltată și beneficiam de o taxă redusă de fiecare dată. Pentru România era o taxă ceva mai mică. Vreau să vă zic că anul ăsta mi s-a întâmplat un lucru particular, că m-am dus într-o țară, m-am dus într-un oraș extrem de curat, Minskul, extrem de frumos, dar în care toată lumea, în momentul în care am ținut prezentarea, m-a întrebat cum și ați făcut computer tomograf așa a doua zi? Da. Cum și ați luat analizele astea așa în 2-3 zile? Da. Cum și s-a putut și imediat s-a trimis la chirurgie și s-a operat? Da. Cumva promptitudinea rezolvării acestui caz pentru ei a fost o surpriză, tocmai pentru că veneam din România. Și atunci m-am simțit cumva obligată să le spun că, știți, eu vin din România, dar eu vin de la Moinești. Și cred că este o diferență. Apropo de costuri, cine a suportat costurile generale în participările? Domnul Fărinoa? Da, să vreau și America să-mi spun. În America, la micul dejun respectiv, am stat la masă cu cei care au primit premii și cu cei care au avut un fellowship la ei în state. Și când a fost vorba că a luat România primul loc, am citit inclusiv pe fața președintelui Congresului surpriză, pentru că nu se așteptau la România să câștige în America. Pentru că propriu zis, ei au avut foarte multe lucrări și nu se aștepta să câștigăm noi. Legat de Franța, unde am fost, românii nu sunt priviți, cred, foarte prost, mai ales că unul dintre cei mai buni chirurgi ginecologi minim invazivi din Franța este Horace Roman, care este român. Și care a fost într-o videoconferință acum 2 ani la zilele medicale de spitalul nostru. Dar se poate face performanță la Moinești? Simțiți că se poate
acum sigur am pus constatare eu, dar și întrebare. Să știți că se poate face performanță la Măinești? Bineînțeles că se poate face performanță. Dar nu așa un răspuns, știți, că e domnul director. Nu, se poate face performanță oriunde. Noi, de când am ajuns în spital, am dezvoltat chirurgia ginecologică minim invazivă. Eu personal am făcut prima histerectomie laparoscopică în spitalul Măinești. În urma unor cursuri făcute la IRCAD Strasburg. Se poate face. Actualmente facem și chirurgie laparoscopică ginecologică, facem și chirurgie vaginală, adică chirurgia fără tăietură la nivelul peretului abdominal, pentru scoaterea uterului, pentru histerectomie. Omul sfințește locul. Nu consider neapărat că eu sfințesc locul, nu. Suntem o echipă care facem acest lucru, suntem mai mulți colegi. Și ceea ce îmi doresc eu este să mai dotăm bloc operator și să încercăm să găsim soluții pentru proiectele pe care le avem de dezvoltat în viitor. Pentru că resursa umană există, noi existăm, vrem să muncim, vrem să progresăm, vrem să ne rezolvăm pacienții cât se poate de bine și... Posibilități de perfecționare există? Există posibilități de perfecționare. În primul rând sunt congresele naționale și internaționale, sunt cursurile pe care le putem face. Spre exemplu, mi-aș dori un curs de... Am făcut un curs de anatomie laparoscopică cu disecție pe cadavre în 2014 la Strasburg și mi-aș dori să mai fac. Dacă vrei să progresezi, poți. Trebuie doar să cauți soluțiile. Numai moartea n-are soluții. În rest, există soluții pentru orice. Mulțumesc. Da. Vreau să vă răspund eu la această întrebare. În primul rând că în regulamentul de organizare și funcționare al spitalului nostru este trecută o clauză legală, da? În care dacă un medic are o lucrare acceptată la un congres național sau internațional, toate costurile sunt suportate din bugetul de venituri al spitalului, respectiv taxă de participare, apropo cu ce spunea Roxana, transport și șederea pe durata congresului. Vreau să spun că participarea colegilor mei cu lucrări mă face cu ochi să râd sau să fiu bucuros, cu un altul nu plâng, dar îmi fac o grămadă de probleme, fiindcă văzând ce este în afară, și am avut și eu, slavă Domnului, posibilitatea aceasta, știind că pregătirea lor profesională și îi laud în prezența dumneavoastră, deși ar fi bine să îi laud în absență, așa precum copilul mângâi noaptea în somn, mă face și mă determină, împreună cu comitetul director, să găsim soluțiile pentru a face față pretențiilor normale de dotare și de funcționare a spitalului nostru. Și vreau să vă mai spun un lucru, că ne găsim într-o situație pentru care mulți manageri de-ai mei mă invidiază, apropo de conferințele de management medical. La acest moment ne găsim în situația în care începând cu 1 ianuarie în Spitalul Moinești vor mai veni 6 medici care au devenit în urma examenelor date și a parcursului curiculei de rezidențiat medici specialiști. Iar tot în momentul de față, pe baza cererilor formulate de alți medici, în număr de 18, am demarat procedurile legale de scoatere la concurs a unor posturi de medici specialiști în spitalul nostru, posturi care aștept să fie vizate de
Unitatea Administrativă Teritorială și Colegiul Medicilor din Bacău. Dacă vor trece la aceste examene, înseamnă că în curând spitalul va trece de 130 de medici și va reprezenta o forță în acest domeniu. Să ai într-un spital mai puțin de la mai puțin de 4 paturi un medic, sunt spitale din Uniunea Europeană care sigur vă garantez că nu au acest procent. Și sper că la sfârșitul lui ianuarie, terminând aceste proceduri legale și ne întâmpinăm niciun fel de greutăți. Și din discuțiile în momentul când și-a depus această intenție de a lucra în Spitalul Moinești și Sibiu, mi-am dat seama că sunt niște medici bine pregătiți, ne acoperim în mare parte și acele mici sectoare deficitare. Vor veni în Spitalul Moinești și medici de chirurgie bucomaxilofacială și de chirurgie plastică și reparatorie și vom întregi paleta de servicii medicale diverse pe care trebuie să le acordăm bolnavilor care vin în spitalul nostru cu încredere. Cred că putem trece la al doilea punct al întâlnirii noastre. Motiv pentru care dau cuvântul colegii mele, doamna directoare medicală, Oana Sala. Bună ziua și bine ați venit! Pornind de la premisa dezvoltării infrastructurii Spitalului Municipal de Urgență Moinești, am să vă prezint unele proiecte în curs de desfășurare pe care conducerea spitalului dorește să le implementeze cât mai devreme posibil. Am să vă prezint doar 5 dintre cele câteva proiecte pe care le avem, și anume, avem un proiect de extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, care a fost supus spre aprobare Consiliului Local Moinești și a fost avizat favorabil în Consiliul Tehnico-Economic de Avizare a Companiei Naționale de Investiții în iulie 2018. Valoarea acestui proiect se ridică la aproximativ 4.500.000 lei cu TVA. Scopul acestui proiect este reprezentat de creșterea nivelului de protecție a sănătății concomitent cu îmbunătățirea stării de sănătate a populației din regiune, prin furnizarea unor servicii publice de sănătate la o calitate crescută și sporirea accesului populației la aceste servicii. Extinderea propusă va fi prevăzută cu spații destinate în principal compartimentului de spitalizare de zi, dar în acest spațiu vom mai încadra și cabinetul din ambulatorul de specialitate, precum și compartimente cu paturi. În acest sens, mai menționăm că în Spitalul Moinești avem încadrați în jur de 120 de medici, de 26 personal medical superior, 207 personal mediu sanitar și aproximativ 120 de personal auxiliar sanitar. Un al doilea proiect este proiectul de extindere bloc materno-infantil a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Acest proiect se găsește la stadiul de notă conceptuală, care a fost înaintată spre Unitatea Administrativ-Teritorială, care este un document premergător fazelor de proiectare. Acesta a fost întocmit în scopul inițierii elaborării documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate cu fonduri publice. Acest proiect se ridică la o valoare de 40 de milioane de lei cu TVA. Această construcție va constitui o oportunitate pentru reorganizarea spațiilor din
secții și compartimente, dar în principiu acest nou complex se va extinde pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați, va cuprinde secțiile pediatrie, obstetrică, ginecologie, anestezie, terapie intensivă și laborator clinic, iar deasupra acestui obiectiv vom amplasa un helipunct pentru aterizare elicopter. Un al treilea proiect este proiectul de îmbunătățire a accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență, care este depus în programul regional 2014-2020, axă prioritară dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritate de investiție 8.1 cu obiectiv specific 8.2, îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirilor spitalicești de urgență. Acest proiect este în valoare de aproximativ 5 milioane de lei cu TVA, care reprezintă decontarea de echipamente achiziționate pentru compartimentul de primire urgențe și a secțiilor și compartimentelor care deservesc compartimentul de primire urgențe, respectiv anestezie, terapie intensive și blocul operator. Finanțarea se va face 98% din fonduri nerambursabile și 2% din fonduri proprii ale spitalului. Al patrulea proiect este asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Vaslui, Bacău și Neamț, care este inclus de asemenea în programul operațional regional 2014-2020, axă prioritară dezvoltare infrastructuri sanitare și sociale, prioritate de investiție 8.1, care reprezintă decontarea echipamentelor achiziționate pentru activitate în ambulatoriu de specialitate. De asemenea, finanțarea va fi 98% din fonduri nerambursabile și 2% din fonduri proprii ale Spitalului Municipal de Urgență Mâinești. Ultimul, dar nu cel din urmă, este proiectul cu dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Mâinești, care este depus în cadrul apelului de proiecte POR, deschis prin Programul Operațional Regional 2014-2020, aceeași axă prioritară 8 de dezvoltare a infrastructurii sanitare și sociale și prioritate de investiții 8.1. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 8,5 milioane de lei, care reprezintă decontarea de echipamentele medicale pentru dotarea ambulatorului și departamentelor ce deservesc activitatea din ambulatoriu. Această finanțare se va face 98% cu fonduri nerambursabile, 1,992% din fonduri proprii și 0,08% din fonduri ale Unității Administrative Teritoriale. Cam astea ar fi cele 5 proiecte pe care noi le avem în acest moment în desfășurare și pe care ni le dorim a fi implementate cât mai devreme posibil. Dacă sunt întrebări referitoare la acest al doilea punct al discuției al întâlnirii noastre. Am înțeles, bine, un nou helipunct. Da. Să vă spun despre ce este vorba. În momentul de față, spitalul are o platformă betonată, funcționabilă. În medie, doamna doctor este și medică urgență. La 4-5 zile este accesată de elicopterul SMURT, dar din motivul învecinării cu o proprietate privată și cu o rețea de electricitate, nu a putut îndeplini cerințele de punct heliport, așa cum vrem să facem la etajul 7 al acestei construcții despre care v-a vorbit Oana.
Sunt proiecte care sunt într-un stadiu destul de bun pentru noi. Apropo de dotare, cred că v-ați plictisit de cuvântul ăsta, că din cele 5 și 3 sunt proiecte de dotare. Îndeplinirea acestor proiecte și ducerea la bun sfârșit ar însemna aducerea în municipiul Moinești a unor investiții de aproape 300 de miliarde de lei vechi și ar însemna să putem satisface cerințele multor medici din Spitalul Moinești. Și toate acestea pentru a realiza un act medical de bună calitate, prioritate pentru toți jucătorii din sistemul medical spitalicesc. Și așa cum bine știți, un act medical de bună calitate se poate face prin pregătirea profesională a întregului personal medical, prin dotarea cu echipamente și aparatură performante și, bineînțeles, condiții hoteliere adecvate pacienților noștri. Câte patru va avea finalul spitalului? Nu, va rămâne în acest număr de 414 spitale, dar în 414 spitale de spitalizare, paturi, 414 paturi de spitalizare continuă și 20 de paturi de spitalizare de zi. Facem ca și o necesitate de dezvoltare a spitalului nostru, fiindcă renumele spitalului, există un renume, nu este o afirmație azartată, este o afirmație făcută de factorii de conducere din Ministerul Sănătății, este o afirmație pe care am întâlnit-o și la conferințele de management medical. Nu cred că vom stârni asemenea lucruri. Relațiile noastre sunt foarte bune cu Spitalul Județean de Urgență Bacău, relații de colaborare deosebită și într-un sens și în celălalt. Și nu văd în sistemul public și nici nu ne este obiectivul. Noi avem aceste obiective de îndeplinit, fără a deranja pe cineva. Sperăm că ne-am pus în față niște obiective realizabile și dacă avem sprijinul, mai ales din interiorul spitalului, iar cei 570 de angajați cunosc aceste obiective și sunt alături de noi, de conducere, de a le pune în aplicare, nu vor fi niciun fel de probleme. Suntem la momentul acesta, din păcate, într-un fel, cea mai mare instituție de pe raza municipiului Moinești, unde zic eu că se muncește, fiindcă vreau să vă spun că pe structura actuală a spitalului sunt normate 820 de posturi și sunt ocupate 570. Bine, probabil după avizarea posturilor de medici o să ne ducem în jurul la 600 de angajați. Dar trebuie să recunosc, o fac cu plăcere, cei care muncesc în Spitalul Moinești, și ați avut exemple din partea doctorilor, dar să știți că este o bună pregătire profesională și a asistentelor. Ca fapt divers, suntem spitalul cu cel mai mare procent raportat la numărul de asistente la
de asistente cu studii superioare. Deci, în Spitalul Moinești, personalul muncește și încearcă să mulțumească pe toată lumea. Este greu și spuneam că această ridicare a ștachetei a calității actului medical în Spitalul Moinești se întoarce câteodată ca și un bumerang împotriva noastră, fiindcă în acest moment avem o mare adresabilitate și ce este de subliniat, o adresabilitate de cazuri grave care consumă și fonduri, consumă și energia personalului medical, dar o mai mare satisfacție pentru un medic când vede pacientul în stare de plecare acasă, când cu câteva zile sau săptămâni înainte era într-o situație de echilibru precar, este foarte, foarte mare. Ce anume vă mai lipsesc din personal? Ați spus că asistente, îngrijitoare, ce anume? Nu, la momentul acesta v-am spus că sunt publicații de concurs și pentru medici, dar sunt și pentru asistente, sunt și pentru personal nemedical. Ce ne bucură, există concurență de fiecare dată când se scoate la concurs un post, nu ducem lipsă de candidați. Cred că prin finalizarea acestor concursuri și ajungerea la un număr de aproximativ 600 de angajați este tot ce ne trebuie. Există o statistică cu numărul pacienților transferați din Spitalul Județean la Spitalul Menești? Nu s-a făcut nicio statistică până în acest moment în legătură cu acest lucru, dar de fiecare dată când am fost solicitați, acest lucru s-a îndeplinit. Da. Fără doar și poate s-a făcut. Da, câteodată și capacitatea spitalului județean de urgență referitor la numărul de bolnavi pe aparate de ventilație depășește. De fiecare dată am răspuns prompt, cum și dânsi, și trebuie să recunosc că cu foarte mici excepții am răspuns la solicitările, poate pentru o anumită specialitate, una, două, noi nu avem în cadrul spitalului și o au ei în structură, au răspuns prompt. Noi avem, apropo de ce spunea domnul, ce întreba domnul Fundulea, avem o statistică pe anii făcut vis-a-vis de locul de proveniență al bolnavilor și această statistică în mare ne spune că în jur de 17% sunt din municipiul Moinești. Deci denumirea noastră într-un fel este improprie. 17% sunt din municipiul Moinești. Ne ducem în jurul la 74 din cele 93 de unități administrativ-teritoriale din județ și restul de 8-9% sunt din 34 de județe ale țării. În ultima perioadă avem compartimente de recuperare medicală și recuperare neurologică și cardiovasculară și ortopedică și respiratorie și baniu fizioterapie, care sunt destul de bine date, destul de bine echipate și din punct de vedere al aparatului și în special al personalului. Avem 6 kinetoterapeuți, 4 psihologi. Vedem actul medical nu de genul oameni show, ci de genul echipei medicale care se cuprinde numai medici, asistente și cadre medicale, dar și psihologi, kinetoterapeuți, asistenți sociali.
Domnule doctor, sunteți consultat de minister în niște acțiuni mai sensibile, să zicem, care privesc activitatea medicală românească. Sunteți chemat la minister, sau consultat sau... Noi avem o serie de discuții în cadrul conferințelor acestea naționale de management medical. Încercăm să resuscităm această asociație a spitalelor din România. Conducerea Ministerului Sănătății știe de activitatea care se desfășoară în spitalul nostru. Încercăm să venim cu anumite propuneri vis-a-vis și de master planul pe regiunea de nord-est care cuprinde cele 6 județe ale Moldovei, apropo de viitorul spital regional. Încercăm să fim activi în direcția aceasta. No, da, așa, direct, să vă fiți consultat la telefonul de România. Este problema asta și am să vă vedeți. Da, am fost, pot spune că am fost consultat direct, dar neoficial. Neoficial, asta era. Da, dacă nu mai este nimic, fiind în decembrie, mulțumindu-vă înainte pentru participare, vă dorim să aveți un sfârșit de an frumos și un an nou cu sănătate și să nu aveți interacțiune cu sistemul de sănătate românesc, pentru calitatea pe care ați avut-o astăzi. Vă mulțumim, să vă dați fericitări.